Încă un loc de joacă pentru copii modern a fost inaugurat recent de Primăria Municipiului Târgoviște. Mai sunt doar câteva astfel de spații în lucru, iar administrația târgovișteană a adus asigurări că în maxim 30 de zile vor fi finalizate și cele care mai sunt în lucru. În total, fiind vorba despre 13 noi locuri de joacă și spații de recreere promise de primărie în primăvara acestui an. Să ne aflăm pe strada Transilvaniei din microiul numărul 6, acolo unde administrația locală târgovișteană a finalizat încă un loc de joacă. Este vorba de un loc de joacă de peste 700 de metri pătrați, un loc de joacă, după cum vedeți, cu suprafața antitraumă, cu echipamente de fitness, cu echipamente de joacă. M-am bucurat să văd că la orele prânzului acest loc de joacă este luat cu asalt de către copii și cred că este încă o investiție a administrației locale târgoviștene care este foarte, foarte bine țintită. În momentul de față se mai lucrează la locul de joacă de pe Crăiță, la locul de joacă de pe Radu de la Afumaz, la locul de joacă de pe George Cael și la locul de joacă de pe Benone Georgescu. În 30 de zile se finalizează și investițiile de acolo, astfel încât toate cele 13 locuri de joacă pe care ni le-am propus în acest an să fie gata. Este cel mai mare proiect de amenajare a locurilor de joacă implementat vreodată în municipiul Târgoviște. Primarul Cristian Stan a menționat faptul că mai sunt necesare astfel de investiții în diferite cartiere din municipiul Târgoviște, precizând că anul viitor vor fi demarate și alte proiecte pe acest segment privind locurile de joacă pentru copii și spațiile de recreere.